ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit! L-avem invitat pe Părintele Iacob de la Biserica Iisus Bunul Păstor, un om deosebit, un suflet deosebit. Suntem în postul Paștelui, în Săptămâna Mare a Bisericii Romano-Catolice și avem nevoie de îndrumarea spirituală, avem nevoie să știm ce și cum să facem, mai ales în această perioadă în care stăm în casele noastre și, din păcate, momentan nu putem participa la slujbele de înviere și nici la slujbele care au loc, care au avut loc ieri, joi, astăzi, vineri și mâine, sâmbătă și la slujba de înviere. Astfel că avem nevoie de îndrumare și sfaturi în acest sens pentru a ne îndrepta atenția și a conștientiza aceste lumina divină care se pogoară asupra noastră în aceste zile. Bine ați venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit și astăzi. Mulțumesc că ați acceptat invitația și mă bucur enorm că vă am alături de mine, pe dumneavoastră, și îmi face o deosebită plăcere să vă aud cuvintele și explicațiile și sfaturile, îndrumările. Am primit aici de la Părintele sfaturi cum să trăim Sfânta Liturghie de acasă. Avem câțiva pași și v-aș îndemna să o faceți astfel încât zilele astea să nu simțiți faptul că nu sunteți la liturghie sau în biserică. Puteți asculta slujbele de acasă, avem transmisiune pe televiziunea CNS în fiecare zi. Puteți de la Episcopia din Iași și le puteți asculta și urmați aceste sfaturi. 1. Trebuie să alegi un loc liniștit pentru a trăi aceste momente speciale, cu adevărat speciale. Paștele este unul dintre momentele alături de Crăciun. Paștele este unul dintre momentele importante în viața unui om. Pe cât posibil, asigură-te că nu vei fi deranjat de telefon sau alte dispozitive. Închideți-vă telefoanele, că nu se întâmplă absolut nimic, atât timp cât pentru o oră, două din viața voastră puteți să vă lipsiți și de telefon, și de laptop, și de televizor. Menține o poziție demnă și pune-te în prezența Domnului. Poziția demnă ne va explica Părintele, vă spun și eu că atâta timp cât aveți o poziție deschisă către divinitate, o poziție demnă înseamnă o poziție în care trebuie să aveți coloana vertebrală, cum spunem noi. Având o poziție demnă, vă pliați pe structura omului care este corect, care este just, care este blând și compasiv. Și astfel vă deschideți către Dumnezeu și către cuvântul Lui, către binecuvântarea și grația Lui se va pogorâ asupra voastră și a noastră. Participă în mod activ, spunând cu voce tare răspunsurile de la liturghie. Participând în mod activ și cu voce tare, este ca și cum ați fi acolo, alături de Părintele, în biserică, este ca și cum este în prezența lui Dumnezeu. Îl aduceți pe Dumnezeu. Nu uitați, Dumnezeu a creat această lume, în primul rând, cu ajutorul cuvântului. Când rostiți cuvintele, creați împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu vine și creează prin cuvintele voastre. Rostiți cuvintele cu voce tare. Roagă-te cu credință pentru toți cei bolnavi, pentru medici și pentru sfârșitul pandemiei. Amintiți-vă, în Biblie spune Iisus, acolo unde sunt doi sau mai mulți, sunt și eu cu voi. Iisus este conștiința cristică, este Dumnezeul, conștiința trează, este Dumnezeu. Atât timp cât noi ne rugăm cu toții pentru a ne fi bine, și ne vedem deja bine și sănătoși și fericiți și ne îndreptăm cu credință către Dumnezeu, știind sigur că El este Cel care vindecă, El este Cel care deja a vindecat, deja ne-a adus bucuria și fericirea, deja ne-a făcut, ne-a ajutat să înțelegem lucrurile care trebuie să le înțelegem. Nu degeaba ne-a dat această situație, zicem, de pandemie. Trebuie să înțelegem niște lucruri
Și pentru asta, înțelegerea aceasta o facem doar dacă suntem mai mulți care ne rugăm în același timp, aducând conștiința cristică trează între noi, pentru a ne revela, pentru ca intuiția și Dumnezeu să vină să ne reveleze adevărurile Lui. Spune cu credință rugăciunea pentru împărtășania spirituală. Amintiți-vă, tot Iisus a spus, credința cât bobul de muștar mută munții din loc. Atât vă trebuie, un bob de muștar de credință. Este suficient să mutați munții din loc, să-L aduceți pe Dumnezeu între noi și clar, clar, să deveniți o persoană spirituală. Ne raportăm la Dumnezeu, ne raportăm la conștiința cristică, ne raportăm la Iisus. Bun, avem sfaturile și acum să continuăm. Am discutat ieri despre Joia Sfântă și am ajuns la momentul de cină. Nu am discutat despre cina Domnului, o să revenim apoi spre vinerea care este astăzi și să ne spuneți dumneavoastră, vă rog, despre cina din Joia Sfântă, iar apoi despre vinerea binecuvântată din Săptămâna Sfântă a Paștelui. Mă bucur foarte mult să fiu din nou cu dumneavoastră astăzi, în Vinerea Sfântă, și aș face o precizare la începutul dialogului pe care îl avem astăzi, o precizare cu privire la sărbătoarea pascală. A spus foarte frumos dumneavoastră, deja v-ați însușit un limbaj foarte liturgic. Mulțumesc! Și vă felicit în sensul acesta. Spun, Crăciunul este cea mai frumoasă sărbătoare, nu? Că ați menționat Crăciunul, da, și Paștele. Dar nu este cea mai importantă. Cea mai importantă este Paștele, pentru că, dar nu poate să fie Paște fără Crăciun, întruparea Fiului lui Dumnezeu, nu? Și răscumpărarea neamului omenesc. Dar vedem totul în prisma cuvintelor Evanghelistului Ioan, 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său unul născut, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ei, noi vorbim tocmai despre această viață. Când vorbim despre cina cea de taină, așa cum am vorbit la emisiunea de ieri, vorbim de pâinea euharistică. Am vorbit în finalul emisiunii noastre asupra spălării picioarelor, dar n-am pomenit de ștergar și mi-a părut tare rău, pentru că e o poezie foarte frumoasă de-a lui Costache Ioanid, care, cu permisiunea dumneavoastră, vă rog, am să o recit astăzi și cred că este plăcută telespectatorilor dumneavoastră. La cina cea de Paște, în camera de sus, înconjurat de apostoli, s-a așezat Iisus. Se revărsa din sfeșnic o galbenă lumină pe azimile calde, pe mielul fără vină. Era plăcut prilejul și toate pregătite, dar, vai, uitase gazda o slugă a trimite, un rob sau o copilă ca, după vremii lege, cureaua de pe glezne pe rând să o dezlege, să le alinte talpa cu colbul de pe drum. Și acum cei 12, sfielnic oarecum, se întrebau un cuget, cum vor ședea la rugă? Sau cine își va pune ștergarul cel de slugă? O, iată-i cum se încruntă privind cu tulburare când vasele cu apă, când praful pe picioare, și Duhul îi întreabă cu șoapta lui ușoară. Nu vrei să-ți pui tu, Petre, ștergarul astăseară? Chiar eu nu șa de bine. Eu doar sunt mai bătrân. Dar tu, cel mai tânăr, eu stau lângă stăpân. Dar tu, întreabă Duhul acum pe Andrei, chiar eu sunt cel din urmă la Domnul între ei? Dar tu ce ții doar punga, eu am făcut de ajuns. Am cumpărat merinde și mielul l-am străpuns. Tu, Toma, nu vrei oare să fii tu cel ce spală? Sunt trist,
se luptă în mine o umbră de îndoială. Dar tu, Matei, tu, Filip, dar tu, Tadeu, dar tu. Și în fiecare cuget răspunsul a fost nu. Nu. Atunci, lăsându-și brâul și haina într-un ungher, s-a ridicat stăpânul cel coborât din cer și, înfășurând ștergarul, s-a aplicat ușor să-și spele ucenicii ca rob al tuturor. De atunci, pe apa vremii, atâția ani s-au dus și acum, a câta oară, se așează iar Iisus să întrebe tot prin Duhul pe cei ce-l înconjoară. N-ai vrea să-ți spui tu, Gheorghe, ștergarul astăseară? Dar tu, soră Mărioară, tu, Radu, tu, Mihai, frumos va fi odată acolo sus în rai. Dar azi sunt mii de amaruri, necazul greu se curmă, nu vrei în lumea aceasta să fii tu cel din urmă. E bun un vas de cinste, dar trebuie și un ciop. Nu vrei să fii tu, frate, al fraților tăi rob? Sunt răne îngrijite, sunt mucuri ce se sting, batiste în care lacrimi în taină se preling. Sunt văduve bolnave, bătrâni fără putere, sunt oameni singuratici, lipsiți de mângâiere. Sunt prunci rămași acasă cu o mamă în spital, bolnavi care așteaptă un salvator semnal. Se cere o steneală și jertfă uneori, și nopți de priveghere și iarăși muncă în zori. Nu mânuim cuvântul când harul nu ți-e dat. Cât mătura și acul și rufa de spălat, cât cratița, toporul și roata la fântână, ciocanul, tabla casei și în gard la vreo bătrână, să stai de veche noaptea la câte un căpătâi, să întorci cu greu bolnavul, să rabzi și să mă mângâi, să-l scoți apoi la soare și să-i aline amarul. Nu vrei cu mine, frate, să-ți înfășori ștergarul? Chiar eu. Nu-șa de bine. Eu doar sunt mai bătrân. Chiar eu? Eu sunt prea tânăr. Eu stau lângă stăpân. Chiar eu? Eu nu am vreme. Eu am făcut de ajuns. Chiar eu? Chiar eu? Se aude același trist răspuns. Și atunci, lăsând să-i cadă cununa lui și haina, iubirii fără margini, trăindu-și iarăși taina, încet, a câta oară, se apleacă iar Iisus și, plin de atâtea gânduri, ștergarul iar și-a pus. Și așa cum o mlădiță se apleacă lângă trunchi, stăpânul omenirii se apleacă în genunchi. La jugul fără slavă Iisus iar să ajungă. El, împăratul vieții, din nou e rob și slugă. Veniți, leproși ai lumii, murdari, dar ei țărână, Iisus vă spală iarăși cu propria sa mână. Veniți, voi ce în păcate nădejdea vi se frânge, Iisus vă spală astăzi cu propriul său sânge. Voi, frați, goniți mândria, visările și somnul, luați cu drag ștergarul alături de Domnul și nu uitați, pe cale, orice lucrare e bună, dar cine ia ștergarul, acela ia cunună. Ce frumoasă poezie, inspirată de vin. Da, un om cu totul dedicat iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele, poetul Costache Ioanid, ne-a transmis această poezie, ștergarul, inspirat de gestul săvârșit de Iisus la cina cea de taină, așa cum am concluzionat în emisiunea de ieri. Cina cea de taină, prin excelență, are în centrul pâinea. De aceea preoții în Joia Sfântă, adunându-se în jurul episcopului la o liturghie cu totul specială, numită Liturghia Crismei, reînnoiesc făgăduințele pe care ei le-au făcut la Sfânta Preoție, în memoria instituirii sacramentului Sfintei Preoții.
Și sub această sferă a iubirii, a poruncii iubirii, se trăiește practic Joia Sfântă. Urmând apoi după programul de seară, credincioșii fiind invitați la adorație, adorația euharistică, până la miezul nopții. Deci cei care și se organizează în parohii pe grupuri, grupuri de copii, grupuri de tineri, persoane consacrate, familii sau diferite organizații parohiale, așa cum stabilește parohul. Noi anul acesta în comunitatea noastră, Biserica Iisus Bunul Păstor, am programat să facem adorația online. Pentru că transmitem atât pe internet, pe rcsvideo.ro sau... Vreți să repetați? Vă rugăm ca să știe, să înțeleagă. Cei care doriți să fiți împreună cu noi, intrați pe site-ul Episcopiei de Iași, la secțiunea video, și acolo este parohia Iisus Bunul Păstor. Și pe Facebook, pe adresa de Facebook Iisus Bunul Păstor oficial, pentru că am înțeles că sunt și alte neoficiale, care uită cine e oficial. Deci, cea oficială, dar scrie oficial, oficial în dreptul acesteia. Dar sunetul este foarte bun, pentru că îl luăm direct din stație pe RCS Video. Și în felul acesta, noi ne conectăm la momentul de adorație, pentru că adorația euharistică, practic acest lucru înseamnă ne unim cu Iisus Hristos, este acea imagine a pâinii, nu? Trupul mistic al lui Iisus Hristos, și noi, deși suntem multe mădulare, formăm un singur suntem tot. Suntem multe celule ale aceluiași corp. Exact. Da. Și noi la CNS avem, la televiziunea CNS, avem transmisiune de la Mitropolia din Iași, în direct, de la Catedrala din Iași. Și spun în forma aceasta, credincioșii, grupații, știu care era programul lor de adorație, din casă se unesc cu noi în rugăciune. Noi vom fi în biserică, dar potrivit normelor care în sunt. Vigoare, da. Noi suntem acasă, dar de fapt noi suntem biserica. Și suntem împreună, și suntem oriunde împreună am fi, de rugăciune. Fapt. Da. Oriunde ne-am afla, suntem împreună. Odată cu încheierea, să spunem, a Joii Sfinte, începe Vinerea Sfântă, care cuprinde, propriu zis, pătimirea Domnului, pentru că după cina cea de taină, Iisus intră în pătimirea sa, începând cu grădina măslinilor. Grădina măslinilor, pentru pelerinii care au fost în Țara Sfântă, și amintesc că acea biserică unde este coordonată astăzi de frații franciscani, există cupola bisericii, este sub formă de lacrimă. Foarte interesant. Nu? Și grădina măslinilor, unde fiecare personalitate marcantă care ajunge în Țara Sfântă, nu plantează, să spunem, un măslin. Dar tradiția spune că sunt măslini de pe vremea lui Iisus. Așa încât pelerinii care intră acolo parcurg cu pașii lor drumul pe care l-a făcut Iisus din grădina măslinilor, nu? Coborând în Valea Cedron, urcând spre templu, unde are loc procesul lui Iisus, era un loc deasupra templului, scopus. De ce? Scopus înseamnă a veghea, supraveghea. Și acolo de regulă stătea romanul de veghe, cum era în cazul nostru, guvernatorul Ponțiu Pilat, care veghea ce exact se vede foarte bine ca într-o oglindă, într-o farfurie, ce se petrece în curtea templului, unde aveau loc toate aceste manifestări cu ocazia Paștelui. Cu toți evrei, gândiți-vă, veneau la Ierusalim aproximativ 2.500.000 de evrei. Gândiți-vă câți mii se sacrificau
cât sânge curgea de la Mirnu și erau purificați în afara templului. De ce Iisus, când intră în templu, face acel gest de purificare a templului, nu? Alungând negustorii care vindeau chiar în templu. Face o funie și începe să-i lovească, un gest plin de mânie, sacră, spunem. Sacră, și realmente am mai văzut în anumite, îmi cer scuze că am întrerupt, am mai văzut în anumite scrieri această, să zicem, atitudine divină de justiție, de curățare a lui Iisus, pe care o manifestă Iisus, și, să zicem, o furie, dar plină de lumină, absolut, de compasiune. Este compasiunea, de fapt, manifestată acolo. De altfel, așa și mărturisim noi în crez că Iisus Hristos va veni să judece pe cei vii și pe cei morți. Cu compasiune, desigur, și cu lumina divină, dar aici vorbim de justiția divină, de compasiunea divină, care vine într-o coloană vertebrală, așa cum spuneați dumneavoastră, luați-vă o postură demnă de Dumnezeu, demnă de justiția divină, demnă de compasiunea divină. Da, așa este, când m-ați dus pe o altă arteră, dar foarte frumoasă, că spune Sfântul Apostol Paul, cel care se apropie să primească Sfânta Împărtășanie, să se cerceteze, să se judece, ca nu cumva, nu primind asemenea lui Iuda Sfânta Împărtășanie, să-i fie spre osânda lui. Exact. Să se cerceteze. Se va transforma într-o armă contra lui. Judecata este noi. Da. Nu trebuie să ne judecăm. Noi suntem obișnuiți să-i judecăm pe ceilalți, să privim la ceilalți, să arătăm cu degetul spre celălalt. Că celălalt, dar de fapt, nu cumva ne ascundem sub o mască. Nu cumva e oglindă ceea ce vedem în exterior? Da. Nu cumva ne reflectă ceea ce avem noi în interior? Sigur. Că zice la un moment dat în Biblie, așa cum e jos, așa e și sus, așa cum e înăuntru, așa e și în afară. Deci cum e în interiorul meu, așa e universul meu și așa se manifestă, lucrurile vin către mine. Da, noi îl creăm, practic. Îl creăm, da, așa este, îl creăm. Rămânem la templul din Ierusalim. Și spunem aici, Iisus purifică templul, dar de fapt El este acela care spune, distrugeți acest templu și eu îl voi reclădi în 3 zile. Nu? El vorbea însă despre templul interior trupului său, care va învia. Da. De aceea, la procesul de judecat al lui Iisus, nu? Spune, El a spus că va dărâma templul și îl va reclădi în 3 zile. Era una din acuzațiile pe care le-au adus lui Iisus. Dar ei n-au înțeles că El se referea mult mai profund. Sigur că da. La templul sufletului. Nici noi nu înțelegem templul Dumnezeu. Lucruri. Da, nici noi nu înțelegem. O să ajungem la un moment dat să le înțelegem cu siguranță. Ne este dat să înțelegem într-o zi. Într-o zi. Sperăm să nu fie ziua cea din urmă, să fie mai degrabă. Să fie învierea noastră. Absolut. Sau renașterea din vechea persoană în noua persoană. Și începe procesul lui Iisus, nu după arestarea lui, după ce Iisus îl primește pe Iuda, care vine cumpărând prin mâna lui evrei pe Iisus cu 30 de arginți, Iisus îl sărută pe Iuda. Îmi cer scuze că vă întrerup. Da. Trebuie să facem o pauză publicitară, după care vom reveni și continuăm. La Iisus îl sărută pe Iuda. Sau Iuda pe Iisus. Sau Iuda pe Iisus. Vedem. Ne revedem imediat.